iubito, astă seară aș vrea, cum știu mai bine, să joc această piesă. Anume pentru tine să uit orgoliul scenei fără să-mi pară rău. Și neștiu de nimeni să fiu actorul tău. Ca nesfârșit să sune cuvintele de dor, aș invita anume pe cel mai mare actor. E, dar pentru că știi bine că e atât de greu, acceptă-mă pe mine și fii publicul meu. Eu știu că poate se va spune, pe oamenii spun și ce nu vor, că nu au preț pe piața lumii cuvintele unui actor. Rob al succesului de clipă și la aplauze supus. Păi atâta lume joacă teatru, ce înseamnă un actor în plus? Suntem în sală la Tănase. De ce ai ales revista? Pentru că o iubesc dintotdeauna. Revista a făcut parte așa, dacă vrei, din viața mea de când am deschis eu ochișorii spre lumea asta minunată în care suntem. Pentru că ai mei iubeau foarte mult revista și eu, mai mic, mai mare, mai înțelegeam, mai nu înțelegeam, dar eram în permanență la Tănase de cel puțin două ori pe lună, împreună cu părinții, și atunci știi cum e aia, îi dai copilului cât o linguriță, se învață și după aceea ia și singur. Deci e ca un fel de parte din viața mea de foarte mult timp și atunci pentru mine e o chestie reflexivă revista. Care e ultimul lucru pe care îl faci înainte să urci pe scenă? Mă gândesc la ceea ce am de făcut. Nu sunt perfecționist, dar repet, dar la modul firesc. Nu mă ascund după pantaloni să fac fețe, nu sunt genul, dar mă concentrez. Există un ritual pe care îl învățăm în facultate și de care mă țin, nu că l-am învățat în facultate, pentru că așa simt să fac, efectiv. Și am mai surprins și alți colegi mai mari și celebri care fac lucrul ăsta și înseamnă că este drumul către succes și atunci mă țin de el. Asta fac, mă gândesc la ceea ce am de făcut pe scenă. Care e cea mai emoționantă amintire pe care o ai de aici? Multe, foarte multe. Uite, dacă vrei, prima care îmi vine în cap, prin 96, așa cum ți-am zis, am venit la un spectacol și am văzut-o pentru prima dată pe Manuela Fedorca, de care m-am îndrăgostit iremediabil, deci nu am mai învățat două luni la școală nimic. Deci nu, viața mea era să mă gândesc la Manuela Fedorca. Eu am zis dintotdeauna, e cred că al 100-lea interviu pe care îl dau pe subiectul ăsta. Și dacă vrei, copilul de atunci asta a zis: domne, eu trebuie să ajung la Tănase, să fiu artist la Tănase. De ce? Ca să o cunosc pe Manuela Fedorca. Măi, nu i-am mărturisit niciodată. A fost așa prin interviu, pentru că acum avem și noi viețile noastre. Dar a fost un moment în care m-am întâlnit cu Manuela. Eu eram la o masă, ea era la o altă masă, într-un mall. Și dacă vrei, oarecum inertic, ne-am făcut cu mâna bună, bună. Ea mă știa de undeva. Eu clar o cunoșteam foarte bine. Spune-mi, te rog, ce ai descoperit despre tine în perioada asta de pandemie? Măi, eu am fost întotdeauna exhibiționist. Adică eu mi-am testat limitele cu mult înainte de provocarea asta. Eu sunt genul care văd întotdeauna partea pozitivă. Am avut timp de reflexie. Cred că dacă nici acum n-am avut timp de reflexie, n-am mai avut niciodată. Nu știu neapărat dacă am aflat ceva nou despre mine, cât mi-am întărit niște convingeri și am niște certitudini acum despre ce urmează să fiu mai departe. Ce n-ai face niciodată? Nu cred că mi-aș da voie să rănesc oamenii din jurul meu voit. Sigur că o fac fără voință, pentru că sunt un tip pozitiv și atunci asta încerc, să tratez oamenii din jurul meu cu pozitivism. Ai un supererou preferat? Nu cred în treaba asta cu supererou. Nu? Nu cred. N-aveai și n-am crezut niciodată, nu. Eu am luat lucrurile ca atare. Supererou din televizor este îndrumat de un regizor. Adică nu. Am fost un pic, dacă vrei, am fost un copil, am 40 de ani, acum cred că încep să mă maturizez. Dar n-am crezut în fairy tales și hai să o luăm pe modern așa. Nu, dar cred că fiecare dintre noi suntem eroi la un moment dat, pentru că luptăm împotriva convingerilor noastre, luptăm împotriva noastră, dacă vrei tu, succesul, oricare ar fi el, în teatru, în medicină, în ce vrei tu, este determinat de un oarecare egoism cu care trebuie să lupți. Este o graniță foarte, foarte firavă între sublim și ridicol. Eu asta cred, că fiecare dintre noi suntem supereroi la un moment dat. Dacă nu reușim să fim supereroi, nu putem merge mai departe și atunci colapsăm. Te tun singur.
Da. Îi tunzi și pe alții. Da. Îți realizezi și o parte din costume. Adică nu mă satur să-mi bat joc de mine, trebuie să-mi bat joc și de alții. Spune-mi ce ți-ai mai dori să încerci. A, nu știu să spun, orice. Știi ce se întâmplă? Mie niciodată nu mi-a fost frică. Am o oarecare inconștiență, dar cred că asta este cheia succesului. Eu, ca să sar de la 20 de metri, trebuie să sar de la 1, de la 2, de la... Și atunci am curajul ăsta, de ce? Pentru că nu am nimic de pierdut, am de câștigat. Dacă m-am învățat să-mi dau seama să învăț din greșeli, din greșeli și să nu le mai repet. Și atunci nu știu să-ți spun ce voi face, dar cu siguranță voi face lucruri care în capul meu au un rezultat pozitiv și care construiește pentru ceilalți și pentru mine și pentru Teatrul Tănase. Ești și un pictor talentat. Ce reprezintă cel mai recent tablou pe care l-ai făcut? Ce drăguț! Să știi că am foarte multe cunoștințe care mă știu de mic și îl susțin în această idee că eu sunt mult mai bun pictor decât actor, decât cântăreț, decât... Eu nu cred lucrul ăsta. Eu am crezut întotdeauna că artele sunt complementare. Dacă domnul Cezar Ghioca este un regizor extraordinar, pot să pun pariu că în același timp are și un alt talent. Cel puțin pe unul pe care îl știu. Trage cu arcul, bine. Doar așa știu să tragă cu arcul în inima frumoasei sale soții. Deci, cred că artele sunt complementare, există în noi toate, le dezvoltăm mai puțin sau mai mult. E, treaba asta cu pictura vine așa ca o, dacă vrei, ca o, un premiu pe care mi-l fac eu, pentru că descarc niște energii acolo. Ultimul tablou pe care l-am făcut, am făcut-o pe Bianca Sârbu și pe Roma, le-am făcut un tablou, au vrut ei un tablou, mă rog, într-un anumit fel cu care eu nu prea mă... Nu vrei să divulgi? Nu vreau să divulg, o să vi-l arăt. Vă trimit un tablou foarte reușit cu Bianca Sârbu și cu Roma, soțul ei. L-am făcut special pentru dormitorul lor. Ești foarte atent la imaginea ta. Da. Cum faci să fii tot timpul la patru ace? Măi, să știi că foarte multă lume m-a întrebat și pentru că vorbeam de egoismul care este necesar pe calea succesului, ai nevoie de egoism. Este o certitudine. Nu neapărat în sensul rău al cuvântului. Din păcate, nu am acest egoism. Adică nu sunt genul de om care arată așa pentru că își dedică timp. Nu! Eu arăt așa că mă îmbrac în mașină sau îmi fac părul pe la baie. Deci am știut dintotdeauna că eu voi fi artist. Dintotdeauna. Deci eu am știut că voi fi actor. Nu știu de unde, ce s-a întâmplat. Și chestia asta a venit oarecum reflexiv. Adică eu, copil fiind, când plecam la școală, mă îmbrăcam, îmi aranjam părul, mă comportam. Dacă eu rămâneam singur la bucătărie, mâncam ca și cum erau încă 10 persoane. Pentru că mă gândeam că voi ajunge vreodată în stadiul acela în care trebuie să mă relaxez și să nu mă mai gândesc la lucrurile astea, ele să devină reflexive. Și dacă cumva tu, care îți faci treaba foarte bine, mă surprinzi într-un aparat de fotografiat, într-o ipostază pe care eu nu mi-o doresc, este vina mea, nu este vina ta. Și atunci lucrurile astea au venit la pachet, iar eu ritualul ăsta îl am în fiecare zi. Eu s-ar putea să am mici derapaje, dar am grijă chiar și când mă vede soția mea să fiu într-un fel, când mă vede copilul meu, pentru că dacă copilul meu mă vede că am grijă de mine, că mă spăl, eu degeaba îi spui copilul, spală-te pe dinți, spală-te pe dinți, spală-te pe dinți, dacă tu nu te speli pe dinți. Cam așa a venit treaba asta, e o chestie reflexivă, pentru că este un gest pe care îl facem pentru publicul nostru, pentru cei din jur, pentru tine, pentru... Să știi că s-ar putea să creeze, mie cel puțin îmi creează un disconfort în om de îngrijit. Care e cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care ți-a făcut-o soția ta? Andreea e mai nebună decât mine, deci ea îmi face în fiecare zi declarații. Îmi face declarații prin ceea ce este, prin ceea ce face, prin umărul pe care îl am. Tot ceea ce înseamnă Alin ca artist, ca părinte, ca... îmi face în fiecare zi. Care sunt cele mai păcătoase obiceiuri ale tale? Multe. Sunt un om păcătos, dar cel mai, dacă vrei, cea mai nenorocită dependența mea sunt parfumurile. Câte ai? Spre 100. Nu cred. Stai liniștită că sunt mic, există unii cu 1000. Deci sunt mic, nu începe și tu ca Andreea. 100 sunt foarte puține. Ai avut vreo poreclă în copilărie? Da, mămăligă. De ce? Știi de ce? Pentru că nu... mie mi-a plăcut sportul, dar mi-a plăcut fitness-ul, să alerg, să... când era vorba de fotbal, domne, toată lumea se bătea pe mine să mă pună în poartă. De ce?
pentru că eram într-o inconștiență. Mă aruncam fetiță în cap. Deci mă aruncam, că la noi, pe vremea lui Ceaușescu, era terenul de fotbal cu beton. În cap mă aruncam. Venea, mă lua salvarea. Nu, domnule, eu am apărat. Deci mingea era viața mea, tu înțelegi? Deci e ca și cum ai arunca acum 1.000.000 de euro. Logic că mă arunc în cap. Așa. E și mi spuneau mămăligă pentru că eram foarte bun. Eu habar n-aveam fotbal, adică dacă vroia să-mi paseze colegul de echipă, eu apăram, înțelegi? Și mă puneau în poartă și din cauza asta îmi spuneau mămăligă. Care sunt îndeletnicirile preferate alături de copiii tăi, în familia ta, în perioada asta? Fac ore online. Ce? Am sunt zis super. Favorite. Am decorat casa, așa cum o facem în fiecare an, pentru că eu am crescut cu un tată care făcea ritualul ăsta și cele mai frumoase amintiri despre Crăciun, despre perioada asta, au fost când noi decoram casa. Asta este o chestie care ne bucură și pe mine, pe Andreea mai puțin că face mizerie și trebuie să dea cu aspiratorul, dar uite, e proaspătă și ți-o zic pe asta, dar sunt multe. Nu mă bag pe la bucătărie, dar Andreea face cu Bianca tot felul de chestii. Bianca îi place foarte mult ideea asta de a încerca să îmi seamănă. Nu știe dacă poate să facă, dar face până când iese ceva acolo. Asta facem, ne plimbăm, mergem în aer liber. Lui Marc îi plac foarte mult animalele. Are o comunicare specială cu animalele, Marc. Facem terapie. Da, sunt lucruri firești. Sigur că acum, mai mult ca niciodată, acum sunt mult mai available. Să știi că mă gândesc la teatru. Mă gândesc la ce urmează. Mă gândesc la ce vrea publicul de la mine. Anul ăsta stă să plece. Ce îți dorești foarte tare să ți se întâmple la an? Doamne, sper să uit 2020. Deci vreau să-l uit. Vreau să uit anul ăsta, deși este atât de rotund și avea o perspectivă atât de drăguță, atât de frumos, se schimbă. Încerc să fiu pozitiv, să mă gândesc că pentru mine 2021 reprezintă o cifră rotundă, fac 40 de ani, ne-a venit mintea la cap. Acum se zice că bărbatul devine, trece de la copil la bărbat, deci sunt un fel de... Bine, vezi că mai e și criza bărbatului la 40 de ani. Știi ce zice nevastă mea? Tu ești criza, dracu, în fiecare zi, care? Mai mare criză de atât, înțelegi? Nu cred în ea. Nu mi-este frică, pentru că eu am un autocontrol, nu cred în treaba asta. Vreau să uit de 2020 și vreau să mi se dea voie să fac din 2021 așa, pe partea mea, pe tot ce ține de Alin Gheorghișan, să fac ce pot eu mai bine, să fac cât mai mult și cât mai bine. Mulțumesc tare mult, Alin. Și eu îți mulțumesc frumos și te pup. Și eu.